e într-adevăr prima ieșire care am avut-o cu lotul actual. De-abia am reușit să formăm lotul de 18 jucători, dar cred că pentru primul meci ne-am comportat destul de bine. Bineînțeles, e loc tot timpul de mai bine, dar cred că azi mi-a meritat victoria cu prisosință și putem să o obținem la un scor mult, mult, mult mai mare. În păcate am ratat o căruță de ocazii, dar e bine că am câștigat la urmă și mai important pentru mine că nu am primit gol. Urmează meciurile câte unul, rând pe rând, o să le luăm. Nu sărim de la un meci la altul, urmează primul meci pe care să jucăm la Bochin, de asemenea o nu promovată, ca să zic așa, Liga a 4-a. Dar noi mergem toate meciurile la victorie și mai important ca băieții ăștia să crească frumos care sunt, pentru că sunt toți băieți reșițeni și sperăm de ce nu unii dintre ei să facă pasul chiar la echipa mare. Asta este țelul meu. Dacă unul sau doi la finalul campionatului o să facă parte din lotul echipei mari, înseamnă că ne-am atins scopul.